De ce cred că un critic literar este un profesionist de care lumea are nevoie? Nu are nevoie toată lumea, dar cei care iubesc literatura au nevoie dintr-un motiv clar. Pentru că suntem muritori. Deci dacă am fi nemuritori, am putea citi toate cărțile care apar fără să ne pese că unele sunt bune sau sunt proaste. Dar pentru că suntem muritori, trebuie să ne prețuim timpul și să procedăm selectiv, să citim ce e mai bun. Alți oameni, deci nu că eu sunt mai deștept decât alți oameni, dar ei au alte profesii, ei n-au timp. Ei n-au timp să citească atât de mult. Eu sunt cititor de serviciu, de altfel așa am și definit profesia. Ați avut o rubrică cu titlul. Chiar cu titlul ăsta, cititor de serviciu. În timp ce unul face case, altul face comerț, altul face haine, așa, eu sunt de serviciu, urmez ce apare și spun, uite, vă recomand să citiți cărțile cu tare. Dacă greșesc sau dacă trișez, pentru că sunt și critici literari care trișează, așa, mă discreditez, tot eu am de pierdut. Adică pierd ceva mult mai important dacă aduci unul o damigeană de vin ca să-i laud cartea. Cu damigeana aia rămân și îmi pierd prestigiul, îmi pierd creditul. Nu mă mai crede nimeni în scurtă vreme, mă fac de râs. Mă scade cota. Bineînțeles. Deci eu țin foarte mult la profesia mea. E tot ce am eu mai important pe lume. Și vreau să rămână curat. Pentru că, în general, viața este mânjită, viața fiecăruia dintre noi este mânjită, începând de la o mașină care trece și ți aruncă noroi, deci mânjit la propriu, sau de tot felul de întâmplări ale vieții, nu? Când stai de vorbă, de exemplu, cu un șef care este mult sub nivelul tău de inteligență și pentru că ți-e șef, trebuie să-l asculți, să fii respectos. Toate aceste momente uzează demnitatea noastră. Și atunci e foarte important să avem ceva curat, ceva sfânt. Deci pentru mine profesia de critic literar este ceea ce am eu mai curat și vreau să o păstrez așa. Aceasta nu înseamnă că nu greșesc, nu înseamnă că sunt infailibil, că nu sunt un zeu. Adică de multe ori pot să fac aprecieri greșite, dar niciodată în mod intenționat. Greșesc pentru că sunt obosit, de exemplu. De exemplu, făceam o antologie și am citit niște poezii de Emil Bota și nu mi-au plăcut absolut deloc. A doua zi cu mintea trează le-am recitit și mi s-au părut extraordinar de frumoase. Și apoi depinde ce citești după ce. De exemplu, dacă mănânci un măr după o cafea amară, mărul ți se pare dulce. Dacă mănânci un măr după un tort dulce, mărul ți se pare acru. Adică depinde ce ai citit înainte. Dacă ai citit o carte proastă, te bucuri. Mare noroc au autorii pe care îi citesc după ce am citit o carte proastă, că mă entuziasmez. De aceea ați și alocat o bună parte din timpul finit al existenței noastre și din energia care nu este nici ea nesecată, comentării și evaluării unor rebuturi literare, unei maculaturi literare. Ați avut un serial întreg la TVR Cultural dedicat cărților proaste. Și ați făcut și o carte cu recenzii, 250 de cărți recenzii distrugătoare pe acest material defect, din care vă plăcea foarte mult să dați fragmente și extrase. Citați acele cărți proaste pentru că apoi să gustați și mai mult literatura bună? Nu, citeam ca să fac un fel de pedagogie, adică v-am să explic publicului nu numai că acele cărți sunt proaste, ci și de ce sunt, prin ce sunt proaste. Tocmai înainte de a intra în această sală, am avut o discuție foarte plăcută cu proprietarul librăriei, domnul Alexandru Coman, care mi-a făcut o impresie foarte bună și zic în mod public că am să susțin această librărie cu posibilitățile mele modeste întotdeauna, pentru că ce a făcut aici este o instituție de cultură, nu este un magazin. Așa. Și tocmai vorbeam și spuneam cât de comic este comicul involuntar, este mai comic decât comicul. Și dădeam două exemple. Comicul care derivă din inadecvarea stilului. Și într-o carte apăreau doi îndrăgostiți într-o barcă pe lacul Herăstrău.
îndrăgostiți care ar fi putut să se privească așa pierduți sau să se mângâie sau să se sărute sau să își recite o poezie, depinde de formula lor sufletească. Dar ei ce vorbeau? Dialogul reprodus de autor. El îi spunea: vezi acea mănăstire în depărtare care face parte din patrimoniul spiritual al culturii noastre, ce emoție îți provoacă gândul că această altitudine se află în țara ta în care strămoșii tăi? Și ea zicea: de câte ori mă gândesc la aceste realizări ale genului românesc, simt un fior ascendent. E un dialog foarte realist. Una sau alta, alta cu doi îndrăgostiți, de data asta era vorba de un soț plecat cu o amantă la Băile Herculane. Dar unde găsiți cărțile acestea? E bună întrebarea, mi le trimit autorii. Mi le trimit autorii. Și nu pot să scap de ele. Și o fac cu mâna lor. Am fost odată la Bacău și am primit vreo 30-40 de kilograme de cărți. Și la hotel am răsfoit și am făcut o triere ca să nu le iau pe toate acasă, pentru că în legătură cu cărțile proaste îți dai repede seama că sunt proaste. Cărțile bune e mai complicat. Adică e de ajuns să vezi două fraze și le-am lăsat în camera mea. Și ca un rău făcător m-am furișat dimineața la mașină să plec cu numai câteva cărți. Surpriză, toți autorii din Bacău veniseră să mă salute la plecare. Bun, puteau să creadă că am cărțile în portbagaj. Eu mi-am luat rămas bun grăbit și tocmai atunci apare camerista cu un braț de cărți găfâind: domnul Ștefănescu, ați uitat aceste cărți? Vai, vă mulțumesc, abia aștept să le cum citesc. Cum am putut să le uit? M-a suit în mașină și a plecat repede, repede. Și al doilea exemplu pe care l-am dat domnului Alexandru Coman, deci un bărbat pleacă cu femeia iubită de la Băile Herculane, fac dragoste noapte întreagă, deschisă pe larg, dar deschisă așa cu petale de trandafir, apare următoarea frază, zice: dimineața ea m-a atinse cu buzele fruntea așa cum aripile unui fluture ating o floare în luna mai și plecă la primele proceduri. Sunt sute de exemple. Deci... Sigur nu inventați cărți, astea sunt cărți tipărite. Nu poți să ai atâta umor cât au cei care fac umor involuntar. Este de o inventivitate inepuizabilă. Uitați, adevărul e că procedurile la Băile Herculane par atractive. E reclamă mascată a mea la Băile Herculane. Și în aceste emisiuni, Tichia de Mărgăritar, care au fost filmate în sediul Bibliotecii Naționale a României și le mulțumesc doamnelor din conducerea Bibliotecii Naționale, Tabita Popescu și Letiția Constantin, intelectuale eminente care au venit din generozitate să asiste la această chestie. Mulțumim pentru prezență. Da, sunt așa. Mai bine puneți și voi mâna pe o carte. Așa. Jucau doi actori. Citatele erau interpretate de doi actori tineri. Arii Georgescu. Da, și Irina Ivan. Da. Foarte plin de inventivitate, așa. Și la un moment dat, operatorii mi-au mărturisit că au făcut un fel de dependență de cărțile proaste și căutau prin librării cărți proaste ca să se amuze. Deci nu le mai, cărțile bune nu le mai plăceau. Atât de mult le râdeau în hohote, nu puteau să filmeze de râs. Așa că am făcut-o și ca să mă amuz, deși într-un scop educativ, ca să e un fel de inițiere în literatură, dar și ca să mă amuz. E un spectacol al prostii omenești. Niciodată n-am râs de autori, am râs numai de cărțile lor. Mi-ar fi plăcut chiar ca autorii să vină alături de mine și să râdem împreună de cărțile pe care... Dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Au fost multe amenințări, unul m-a amenințat chiar cu moartea, așa, și i-am răspuns într-o emisiune TV,
I-am spus, amenințarea dumneavoastră cu moartea nu mă sperie, pentru că așa cum nu aveți talent ca scriitor, cred că nu aveți talent nici ca asasin. Această componentă ironică și de cruzime a criticului literar, care, iată, se dedică executării cărților mediocre și submediocre, pare totuși întrecută de componenta afectivă, atât a criticii dumneavoastră, cât și a memorialisticii și a paginilor de jurnal pe care le-ați scris. Sunteți un, deși vreți să păreți foarte rău, sunteți un critic cu suflet și care, în opinia mea, consideră insuficientă și cumva impotentă o critică exclusiv ironică, intelectuală și rece. Cu ce, din acest punct de vedere, în ce precursor al dumneavoastră vă recunoașteți din critica românească? Da, eu sunt un om sentimental. Asta mi-a adus multe prejudicii, dar recunosc că sunt sentimental. Dacă văd un film bun, nu plâng când se termină tragic filmul, ci la momentele frumoase. Momentele frumoase mă impresionează, relațiile frumoase între oameni. Și la primărie, când apare o funcționară acră la ghișeu și mă întreabă ce doriți, îi zic, puțină afecțiune, domnule. Unele rămân uimite, altele zic, dar n-avem așa ceva. În sfârșit, de asta mi-a fost și greu să renunț la poezie. În facultate, eu i-am dat asistentului meu de atunci, Nicolae Manolescu, pentru evaluare un volum de versuri cu titlul Ospitalitate Regală, se numea. Manolescu l-a citit, a spus că e foarte bun, zice, dar eu te sfătuiesc să faci critică literară și te ajut să publici critică literară. De poezie nu garantez. Și la îndemnul lui era o autoritate. Deci era numai 8, ca și acum, cu numai 8 ani mai în vârstă decât mine, dar era o autoritate profesională și morală formidabilă în epocă. M-a convins să scriu o critică literară. Am făcut foarte greu pasul ăsta, pentru că un poet are șanse să fie iubit, un critic literar are șanse să fie cel mult respectat, dar de obicei inspiră teamă sau chiar este dușmănit. Dar a avut dreptate, nu? Traiectoria noastră ulterioară a confirmat. Deci a avut dreptate, și prin faptul că un critic literar are o suprafață de contact mult mai mare cu literatura. Deci așa cum un pom are mii de frunze ca să capteze cât mai mult soare, ca să-și mărească suprafața de contact cu soarele, așa și un critic literar acceptă toate stilurile posibile, deci se poate bucura de mierea literaturii acolo unde o găsește, pe când un poet este exclusivist, adică el are un fanatism al unui anumit mod de a scrie. Deci mi-a satisfăcut această dorință de a mă bucura de literatură și îi datorez asta lui Manolescu. Manolescu m-a susținut foarte mult, sunt lucruri care nu se uită, adică nu se uită niciodată. Chiar dacă ulterior am ajuns să polemizăm, este inevitabilă chestia asta. După ce am publicat în 2005 Istoria literaturii române contemporane, la care am lucrat 10 ani, și după terminarea căreia speram că o să fiu sărbătorit, nu chiar ridicat în brațe, că nu oricine, ar fi trebuit mulți ca să mă ridice, dar măcar să se deschidă o sticlă de șampanie pentru mine, să fiu ovaționat pentru ducerea la bun sfârșit a unei munci foarte grele, dacă nu pentru valoarea cărții, s-a năpusit asupra mea un val de dușmănie formidabil, care m-a făcut să-mi pierd și umorul. La început am încercat să glumesc și asta. Și s-au scris aproape 300 de articole, dintre care cam 200 împotrivă și 100 pentru. Au fost, într-o revistă, cartea a fost numită cea mai bună carte a anului și în altă revistă cea mai proastă carte a anului. Adică cum să fie și cea mai bună și cea mai proastă? Și am primit premiul și premiul Uniunii Scriitorilor și premiul Academiei, ceea ce a contat foarte mult.
Dar mai mult au contat gesturi de genul celui pe care l-a făcut Daniel Cristianache pe atunci, care a citit la radio un text, mi-a analizat cartea cu foarte mare seriozitate, adică i-a spus și ce nu-i place și mi-a inspirat toată încrederea, așa. Și a vorbit despre valoarea cărții și a încheiat așa, de acum înainte, cine se mai leagă de istoria lui Ale Ștefănescu va avea de a face cu mine. Atât de mult m-a impresionat. Mă puțin, a fost un moment foarte interesant, așa, publicistic, pur publicistic, în Ziarul Cotidianu, care pe atunci era un ziar de calitate, nu ce da, se întâmplă, ce cu se informații întâmplă sobre. Da. A fost o anchetă cu cărțile anului. Și cu cele mai, era o rubrică cu cele mai proaste, o secțiune cu cele mai proaste cărți ale anului. Și un coleg al meu de generație a spus despre istoria lui Alex Ștefănescu că este cea mai proastă carte a anului. Eu nu știu de ce am spus că este cea mai bună carte a anului și cei de la Cotidianul și-au frecat mâinile de satisfacție, au titrat cu litere de o șchioapă. Alex Ștefănescu a scris cea mai controversată carte anului. Probabil că de aici s-au mai vândut 50 de exemplare din istorie. Am mai făcut o fereastră la casa de la țară. Care a avut un succes de vânzări foarte notabil mare. Și care în același timp, și aici aș vrea să vă contrazic puțin pesimismul ulterior apariției primelor comentarii, o carte contestată și un val de dușmănie la adresa unei cărți arată tocmai reprezentativitatea acelei cărți, arată tocmai faptul că acea carte contează foarte mult în sistem. Pentru că există cărți, istoria lui Marian Popa, de pildă, care da. N-au provocat nimic, n-au provocat nicio reacție. Sau Henry Zalis. Da, este mult mai trist decât cazul noastră, deci trebuie să fiți fericit cu înjurăturile pe care le-ați primit. Vă mulțumesc, dar când citești negru pe alb, de exemplu într-o revistă condusă de un academician, negru pe alb, păstrăm oricând în bufet o sticlă de șampanie pentru momentul când vom afla că Alex Ștefănescu a fost lovit de un tramvai. Adică îți vine greu, azi așa, mâine așa, mai ales că firea mea... Adevărul este că am multe întâlniri cu publicul și la o întâlnire cu publicul în fața unei săli în care erau mulți scriitori, le-am făcut următoarea mărturisire. Le-am spus așa, să presupunem că această carte este un eșec. Nu m-aș mira să fie un eșec pentru că eu însumi citind mii de cărți și urmărind biografiile a mii de scriitori, am văzut că sunt unii care o viață întreagă s-au iluzionat că au făcut o capodoperă și n-au făcut. Deci capacitatea noastră de autoiluzionare este foarte mare. Poate că și eu m-am iluzionat. Și deci pot să presupun că nu este exclus să fie un eșec. Dar în cazul ăsta, dumneavoastră, care erați prieteni cu mine, ne întâlneam pe stradă, ne îmbrățișam, de ce nu mă compătimiți? De ce mă urâți? Deci în mod normal ar fi așa, să zice, săracul Alex Ștefănescu. A stat 10 ani la masa deschisă, a îngreșat și a uzat ochii. Dar fiind cam prost și lipsit de talent, a stat degeaba 10 ani. Păi nu sunt de compătimit, deci am suferit o pierdere imensă. Deci faptul că mă dușmăniți e suspect și mă face să mă gândesc o carte bună. Culmea că tot ei m-au aplaudat. Da. După ce că i-ați arătat mediocritatea, ați fi vrut să vă și compătimească. Adevărul este că cartea a fost atacată de două puncte. Scriitorii care au fost elogiați, dar nu au fost elogiați destul. Scriitori care au fost elogiați foarte tare, dar au fost elogiați alături de alții care au fost și ei elogiați. Scriitori care au fost negați, așa. Scriitori care au fost absenți, care sunt absenți în cartea mea, și aici fac o paranteză, l-am explicat, dar n-am avut niciun succes cu explicația mea. L-am spus așa, o istorie a literaturii
Este o reducere la scara literaturii, așa cum se procedează când face o hartă. Deci când te uiți pe o hartă, vezi fluviile, vezi râurile, dar nu vezi pâraiele de munte sau vezi lacurile, mările, dar nu vezi bălțele care apar după ploaie pe o hartă. Dar asta nu înseamnă că ele nu sunt acolo. Deci noi când ne uităm la hartă știm că sunt niște bălți pe undeva. Am înțeles până și eu. Și unul din asta... Ce-au spus la această domnul Ștefănescu, metaforă topometrică? Deci m-ați făcut o baltă, asta sunt eu, bă. Un iaz. Și asta credeți că vă scuză? Deci n-am reușit. Așa, și închei paranteza și încă o categorie care m-a atacat cu violență este aceea a criticilor literari care ar fi vrut să scrie ei cartea. Ar fi vrut să o scrie, însă chestia este că cer un efort foarte mare. În România nu există un cult al efortului. Oamenii vor succes imediat. De asta avem poezie foarte bună, pentru că cere o intensitate formidabilă. Este ca o scânteie electrică care e adevărat consumă din ființa poetului. Adică este mulți poeți mor tineri, dar se face repede și succesul e rapid. În schimb... Avem puține trilogii epice. Da, puține, da. Adică este nevoie de muncă și românii, ceea ce e și frumos. Eu nu mă erijez, nu dau lecții românilor. Eu nu-i suport pe cei care îi disprețuiesc pe români, asta o spun cinstit. Am scris un articol, m-am săturat de cei care s-au săturat de România. Adică nu m-am săturat de România niciodată. Am fost de curând cu mașina și cu soția mea. Invers. Daniele, vreau să zic că ai dat o mare satisfacție domniței, pentru că domnița este ironică și ea acum fierbe pentru că nu poate să-mi dea replici. Am fost odată la un concurs de umor și m-am dus la microfon și am spus... Sunt căsătorit cu soția mea de 42 de ani, acum suntem de 43 și de-a lungul acestor 42 de ani am avut mereu două mari griji în legătură cu ea. Zic, să nu mă înșele și să nu mă prindă. Lumea a râs, m-a aplaudat și eram sigur că am luat locul întâi. Dar domnița furioasă se ridică, se duce la microfon, zice, da, e adevărat, zice, dar nu i-a reușit niciuna din ele. Și în general, la orice duel, așa cum eu îl înving pe Daniel la orice duel de ironii, adevărat. Vezi că tace. Nu, nu. Când spune ceva corect, trebuie să... Nu, nu îl înving, nu îl înving la fiecare, nu. În duelurile cu domnița Ștefănescu, ocupați învinge... un onorant loc 2. Doi. Odată am venit acasă și am zis, domnița, zic, uite, toate personalitățile au câte o amantă tânără. Zic, eu nu am, ce zici de chestia asta? Și m-a așteptat să zic că tu ești un om serios, nu? Și a zice, păi, zice, înseamnă că nu ești personalitate. Are o ironie tăioasă și nu ne-am plictisit niciodată unul de celălalt. Când o să murim, o să regretăm că încă nu ne-am spus tot ce aveam să ne spunem. Asta este foarte important, să nu te plictisești de celălalt. Poate se va scrie un capitol într-o istorie literară și culturală în sens larg, cu rolul soțiilor și rolul în general al familiei în carierele unor scriitori și critici și istorici literari importanți. Și chiar vreau să insistăm puțin pe, nu atât pe scrierea acestei istorii monumentale, ci pe efortul de documentare implicat de o asemenea întreprindere. Până la urmă, nu ți ia foarte mult timp să scrii un capitol de câteva pagini sau, în cazul scriitorilor mai puțin relevanți, de câteva rânduri despre un autor. Dar ca să poți să scrii acele câteva rânduri, tu, ca istoric literar, trebuie să fii parcurs întreaga operă a autorului respectiv, astfel încât să poți să dai o judecată de valoare obiectivă. Deci mult mai dificil este să te documentezi pentru o istorie a literaturii decât să o scrii
propriu-zis. Cât v-a luat? Spuneați că v-a luat 10 ani, nu cumva v-a luat mai mult de 10 ani? 10 ani scrierea. Documentarea a început mai de mult. Adunarea ilustrațiilor și documentarea o viață întreagă. V-ați făcut fișe pe întâi cărțile am avut, citite? Întâi am avut un imens fișier la bloc, pe hârtie, cu 4.000 de plicuri, cu informații. Modul tradițional de fișare. Mod tradițional, dar era făcut ingenios, în soclu unui pat foarte înalt, pe care trebuia să, ca să te urci, trebuia să te cațeri ca să ajungi pe pat. Și aveam sentimentul plăcut când mă culcam acolo că dorm pe literatura română. Aveam sertare și, nu 4.000 de plicuri, mai multe, dar informații despre 4.000 de scritori români puse în ordine strict alfabetică. După aceea, când mi-am cumpărat laptop, am început să lucrez pe calculator din 1999. Și ați dormit pe o dischetă. Documentarea... Mai mult de 10 ani, este incomparabil mai mult de 10 ani, a durat. Asupra literaturii române dintre 1941 până în 2000, da. De unde o lăsase, să de unde așa, lăsase Călinescu da. Și până în 89 și după 89 până în 2000. Până în 2000. Vreau să spun repede, să mă grăbesc să spun că nu mă erijez în continuator al lui Călinescu decât din punct de vedere cronologic. Mi s-a părut un fel de omagiu adus lui Călinescu, faptul că urmăresc literatura din 41, atunci când a apărut istoria lui Călinescu, și până în prezentul meu. Și documentarea mi-a fost favorizată și de faptul că am o memorie bună. Odată chiar am strânit admirația la un cenaclu din Pitești, unde au citit 12 poeți, versuri, cu rugămintea să vorbesc despre fiecare, și erau dezamăgiți de faptul că nu-mi notam nimic. Și am reușit, ascultând foarte atent, adevărat, mi-am propus asta, mi-am propus să-i uimesc, le-am ținut minte numele la toți și chiar mici fragmente, versuri din poeziile citite, și am făcut o caracterizare a fiecăruia. Au fost chiar surprinși, ca și cum ar fi fost o scamatorie. Am o memorie foarte bună, o memorie de lucru. Adică pot să scot din memorie și deci nu mai mi încarc mintea cu lucruri inutile. Asta este chiar un noroc pe care l-am avut, dar este și o memorie exersată. Și apoi sunt foarte atent la viața literară din România. Când fac parte din câte un juriu, mă întreabă cineva, dar cum ai putut să citești atât de multe cărți? Păi, dar eu știu acele cărți din diverse surse. De exemplu, un autor, în timp ce îmi scrie, îmi trimite prin e-mail un fragment să afle părerea. Despre altul citesc într-un interviu. Absorb așa toate informațiile și sunt foarte la curent. Dacă apare acum o carte scrisă de un autor, o carte inedită, pot să vorbesc despre ea, nu cu fraze goale, ci fiindcă știu despre acel autor, știu la ce lucrează, pot să vorbesc chiar fără să o citesc. Bineînțeles că tot eu m-am ironizat pe mine însumi când am zis această carte n-am citit-o, dar am vorbit așa de elogios despre ea, încât m-am convins merită citită. Dar adevărul este că am acest fond de informații care ține și de pasiunea mea pentru literatură și de curiozitatea plină de dragoste față de scriitori. Vorbeați despre cenacluri, vorbeați despre faptul că aveți spontaneitate, memorie, țineți minte ce au citit 12 autori din Pitești. De ce, stimate domnule Aleș Ștefănescu, nu ați avut, sau dacă ați avut, nu ați menținut, pentru că prezența noastră era foarte importantă într-un asemenea cadru, de ce nu ați avut și nu aveți un cenaclu? Deci am trăit o experiență dureroasă. Toată viața am regretat faptul că mi s-a retezat posibilitatea de a rămâne profesor la facultate. Mi-am dorit foarte mult să pot să mă adresez tinerilor. În anul 2 de facultate am fost anchetat de securitate pentru o parodie scrisă după împărat și proletar, țăran și secretar.
eram departe de a duce o luptă anticomunistă. Eram un tânăr naiv care spunea ce crede fără să... Nici nu știam că există securitatea. Deci eu nu știam că există securitatea. Și dacă aș fi știut, aș fi renunțat. Deci nu eram hotărât să-mi sacrific viața. Aș fi vrut să rămân eu însumi. Dar pentru că am scris acea parodie și pentru că am mai făcut câteva afirmații despre faptul că li s-a luat țăranilor pământul, că se trăiește prost și că așa, am fost anchetat într-un mod foarte brutal, speriat, am fost amenințat, am fost trimis în judecată la un tribunal militar. Tribunalul militar a respins acuzația fiindcă eram prea tânăr, aveam 19 ani și am fost dat afară din UTC, în schimb. Datorită acestui episod, n-am putut niciodată, eu fusesem programat de doamna Cornelia Komorowski, profesoară de literatură universală, care îmi dăduse la examen 10 cu plus, deci o notă pe care nu mai obținusem niciodată, ea convenise cu mine că eu o să rămân asistent la Catedra de Literatură Universală și eu eram fericit. Și când a aflat de chestia asta, m-a certat că de ce nu i-am spus, că am pus-o într-o situație proastă pe ea, așa, și am pierdut ocazia de a rămâne asistent. După aceea, n-am putut să-mi dau doctoratul niciodată, pentru că trebuia aprobare de la Comitetul Județean de Partid sau Municipal București. Deci nu puteai să te duci să-ți dai doctoratul. După 89, Nicolae Manolescu și cu Paul Cornea m-au numit peste noapte decan al Facultății de Jurnalistică, o chestie extraordinară, desființând pentru o zi facultatea veche aia comunistă de ziaristică și, și înființând Facultatea de Jurnalistică, care nu mai era la Ștefan Gheorghiu, ci era la universitate. Iar mie mi-a dat funcția înaltă, extraordinară, de decan al acelei facultăți. Și am zis, dar n-am doctoratul. Și Manolescu zice, nu-i nimic, îți dai doctoratul cu mine, iei cartea despre Nichita Stănescu și o transformi într-un doctorat sau ce vrei tu, pentru tine o joacă să faci un doctorat. Da, zic, da, dar nu vreau să-mi cârpesc biografia. Adică aveam 42 de ani și mi se părea că nu e demn din partea mea să-mi cârpesc viața. Dacă așa a fost să fie, așa a fost să fie. Și de altfel, după 3 zile am și plecat de la... Da, trebuie spus și asta, că e interesant, ca fapt de istorie culturală, l-am luat ca adjunct al meu, ca pe Mihai Coman. Eu am plecat peste 3 zile, că mi-am dat seama că nu e locul meu acolo, mai ales că profesorii dați afară veneau și se rugau într-un mod așa jalnic să-i reprimesc. Era foarte neplăcut. Și am plecat și Mihai Coman a rămas în locul meu decan și acum când s-au împlinit 20 de ani de la înființarea, acum câțiva ani când s-au împlinit 20 de ani, a dat interviuri și unul l-a întrebat, zice, dar n-a fost Alex Ștefănescu decan? A, zice, Alex Ștefănescu a fost și el pe acolo. Învâltoarea Revoluției. Păi el nici n-ar fi ajuns niciodată, pentru că eu l-am luat, Nicolae Manolescu și cu Paul Cornea, pe mine m-au numit și pentru că el tocmai fusese dat afară pe nedrept de la editura Ion Creangă, eu știind că e un om de valoare și este un om de valoare, l-am luat prodecan și acum zice, da, Alex Ștefănescu era și el pe acolo. Da, dar oricum am fost 3 zile nesemnificativ și... cu Cenaclurile am avut o următoare experiență. Deci la Biblioteca Municipală București, înainte de 1989, conduceam un cenaclu Nichita Stănescu. La acest cenaclu, și cu asta mă mândresc, veneau să citească Varujan Vosganian, un tânăr slăbuț, timid, imaginați-vă pe Varujan Vosganian, care n-avea serviciu și scria proze despre viața unui tânăr care n-are serviciu. Și care n-avea nicio șansă să le publice, că înainte de 89 era interzisă ideea de șomaj, deci nimeni nu era șomer. Acum e largă acceptată ideea. Excelentă observația. Este, cum se numește asta, gem, un nou gem pentru tine? Sau?
Așa, și venea Cristian Tudor Popescu, cu o figură famelică, așa, flămând de glorie, cu ochii, cu ochii fanatizați, așa, și cu o bască pe cap. Venea Anca Mizumski de la Constanța, acolo s-a și cunoscut cu Cristian Tudor Popescu și într-un moment de nesăbuință s-a și căsătorit cu el. Eu nu mă amestecam în viața particulară a celor de la Cina. A Cina Cristian. Nu, nu. Mihail Gălățanu, care acum e un nume cunoscut, poet, îl descoperisem când avea 16 ani, un tânăr strălucit era, dar nu m-a ascultat, s-a dus să facă inginerie în loc să facă litere, cum așa, și m-au căutat și părinții lui să-mi spună că mi-a ținut bunit băiatul, zice, în loc să facă o meserie serioasă, îl ademenis cu tot felul de chestii. Bun. Eugen Șerbănescu, care ulterior a ajuns dramaturg, consul al României. Și la... prozator. Prozator, bun, da. Bun, bun, da. După amiază cu o ninfomană, deși interzisă minorilor. Tot la titlul acela mă gândeam și eu. Memoria noastră e capricioasă. Da, să te vadă că avem gusturi comune. Nu, dar chiar e de citit. După amiază cu o ninfomană este foarte... Restul ați eliminat din memorie, conform teoriei computerului. Nu, are romanul de debut, Dincolo se numește, care e foarte bun. Păi, uite, de exemplu, romanele lui, le cunosc frază cu frază, mi le-a citit cu glas tare. Dar nu e singur autor. Deci, George Arion, mă așezam într-un fotoliu, și îmi citea un roman de la prima până la ultima pagină și din când în când zicea, dormi Alex, dormi. Stelian Țurlea a fost la Cenaclu? Nu, Stelian Țurlea nu. Pe Stelian Țurlea l-am cunoscut la debutul lui, Pavană în peisaj marin, când nu scria nimeni despre el, că era un necunoscut și am scris despre el. Peste tot găsești oameni care scriu. Nu, am zis... Un prim-ministru, Radu Vasile, mi-a trimis versurile lui, să-mi spun părerea. Purtătorul de cuvânt al serii, Nicolae Ulieru. Un agent de circulație, eram chiar cu Dumnezeu, m-a fluierat așa foarte autoritar și credeam că cine știe ce amendă vrea să-mi dea și s-a plecat la geamul meu, zice, criticul Alex Ștefănescu și zic, și ce contează că sunt critic, zic eu enervat. Ce știți, eu scriu versuri, de mult v-am să vă cunosc. Și mi-a scos de la găsit prilejul, potrivit. Da, și a scos de la piept niște foi de hârtie umede de transpirație cu versuri de dragoste pentru iubita lui. Ați avut niște intervenții substanțiale și pentru mine unul extraordinare, cu siguranță și pentru publicul atât de cald și de empatic. Aș vrea să vă arăt aceste două cărți proaspete, semnate de Alex Ștefănescu, Un scriitor, doi scriitori, la editura All. Guest star grafician Bogdan Petri. Abia aștept să citesc această carte care conține textele din Academia Cațavencu și din alte publicații, dar întotdeauna reunite într-o viziune unitară, textele se citesc altfel. Și tot la editura All, texte care n-au folosit la nimic, cu desene de Linu, care este nici mai mult, nici mai puțin decât un frate al lui Alex Ștefănescu. Iată că pe lângă talentul de critic literar și de istoric literar, avem în familie și talent de desenator extraordinar. Și convenția noastră aici, domnule Alex Ștefănescu, este ca autorul invitat să citească pentru publicul nostru un fragment la libera alegere. Cu titlu, Mircea Dinescu m-a rugat să scriu prost. M-a sunat Mircea Dinescu și mi-a spus că îi plac foarte mult articolele mele din Academia Cațavencu. Apoi mi-a explicat că el este unul dintre proprietarii revistei Cațavenci, știți că sunt reviste în rivalitate, așa, și că nu-i convine că susțin cu talentul meu, cum vorbesc de talentul meu, cum se varsă, că susțin cu talentul meu o revistă rivală. În sfârșit m-a rugat ca în numele prieteniei noastre să scriu prost. Nu pot să-i refuz această rugăminte și iată scriu,
două puncte, între ghilimele, prost, adică scriu cuvântul prost. Aceasta a fost o glumă, este adevărat, cam puierilă. Lăsând însă gluma la o parte, m-am gândit și m-am tot gândit și mi-am dat seama că nu pot să scriu prost. Mircea Dinescu, pe care îl admir de peste 40 de ani, mi-a dăruit odată o carte cu o dedicație care m-a flatat. Lui Alex Ștefănescu, împreună cu care am subt la aceeași țâța talentului, zicea Mircea Dinescu. După ce am citit dedicația, am spus, da, Mircea, dar tu ai sub primul și mi-ai lăsat foarte puțin talent. La care Mircea Dinescu, cu binecunoscuta lui spontaneitate, mi-a dat următoarea replică. Așa e, Alex, dar ți-am lăsat țâța. Numai Mircea putea să mă gândesc. Am multe amintiri frumoase cu Mircea Dinescu, mă mândresc cu prietenia lui și mă doare gândul că nu pot să-i îndeplinesc o rugăminte. Dacă aș începe să scriu prost, i-aș da o minimă dovadă de devotament. În plus, i-aș face fericit și pe alți autori, pe Nicolae Manolescu în primul rând, care de mult își dorește să scriu prost ca să mă coopteze printre favoriții lui. Totodată n-ar fi exclus să devin membru al Academiei, așa cum au devenit Dumitru Radu Popescu sau Augustin Buzura, care au multe calități, dar nu și pe aceea de a scrie atrăgător. Sunt minunate textele dumneavoastră, indiferent de obiectul pe care se aplică, obiectul uman pe care se aplică observația criticului și scriitorului Alex Ștefănescu. Sunteți în egală măsură un critic literar și un scriitor și poate că activitatea noastră critică este atât de prețioasă și pentru că aveți aceste antene și aceste ancore scriitoricești care, ca și la Lovinescu, ajung mai adânc în universul ficțional al unui poet sau al unui prozator. La ora actuală, cei mai buni, după părerea dumneavoastră, care vă fac, cei mai buni trei scriitori români care sunt în viață? Cel mai bun prozator mi se pare Nicolae Breban. Un prozator excepțional este Mircea Cărtărescu, care se lansase ca poet și care a scris un roman cu sclipiri de genialitate, orbitor. Radu Pavel Gheo, care așa o franchețe netrucată și inteligent și, în general, în literatura română lipsește sinceritatea. Scriitorii au foarte mare grijă de imaginea lor, vor să iasă bine. Vreau să vă zic asta. Cea mai bună răsplată pentru mine, mai mare decât orice premiu literar, e să văd un necunoscut cum citește o carte de-a mea, să văd în metrou cum cineva stă. O întâmplare, eram pe plajă la Neptun, treceam cu domnița și era revista Zigzag cu ultima pagină pe care era editorialul meu și o domnișoară, topless, stătea așa în coate și îmi citea articolul. Și zic domniței, zic, uite, zic, ai imaginea clară a succesului. Ați comis vreo nedreptate literară vreunui scriitor? Și dacă da, ce ați făcut să o reparați ulterior? Da, din păcate am făcut nedreptăți involuntare, de care mi-am dat seama ulterior. De exemplu, am scris despre Carmen Mușat, pe care o prețuiesc foarte mult, dar din cauza că e prea gravă, prea așa, într-un interviu am fost întrebat ce crede despre scrisul ei, de ce nu-mi place Carmen Mușat, care conduce revista Observator, și am răspuns, nu-mi place că are scrisul dat cu fixativ. Dom'le, această frază a făcut din ea un adversar literar de zeci de ani, adică nu m-am mai iertat pentru chestia asta. Și am fost și nedrept, pentru că nu numai asta se poate spune despre scrisul, dar eu spunând numai asta, reieșea că nu are valoare. E un intelectual de valoare, dar nu este genul de intelectual care îmi place mie, fiindcă este lipsită de umor. Eu prin umor nu înțeleg să tot râzi, ci să ai un anumit sentiment al relativității opiniilor, adică să te gândești că poate și celălalt are dreptate. Adică a fost o seară minunată, datorată unui om, unui intelectual, pentru care, după cum s-a putut vedea,
literatura și critica pe marginea ei sunt forme de și de exigență, dar și de bucurie și de plenitudinea personalității umane. Alex Ștefănescu este dovada vie și dovada peremptorie că un critic literar bun este un om bucuros și senin cu ceea ce face și că ceea ce face el se răsfrânge într-un mod similar în cercuri tot mai largi în conștiința contemporanilor și în conștiința publică. Deci vă spun așa sincer, neconvențional, e una din cele mai frumoase seri pe care le-am petrecut în ultima vreme, deși particip la multe întâlniri cu publicul. Pentru mine această seară valorează cât un premiu literar de mare prestigiu. Publicul a fost select, predominau tinerii, inteligenți, cu simțul umorului, bine educați, interesați de literatură. Și am simțit acea undă de comunicare reală cu ei. Deci nu a fost vorba de un vorbitor care este ascultat cu respect, dar fără interes, ci a fost vorba de o comunicare reală, de altfel și întrebările pe care mi le-au adresat au dovedit că au participat cu adevărat la dialog, că a fost cu adevărat o comunicare și nu o conferință ținută de mine. Foarte mult mi-a plăcut ca partener de dialog Daniel Cristea Enache, care are Farmec. Eu am spus că el este cel mai bun critic literar din România în perioadele când eu sunt în străinătate. Este un tânăr fermecător și mă face să mă simt bine. Și cei din sală semănau cu el, indiferent de vârstă, toți aveau așa o generozitate a comunicării. Nu poți să comunici dacă îl pândești pe celălalt să facă greșeli, ci dacă îl susții în formularea unor idei, ca și el la rândul tău să te susțină. Adică comunicarea este o formă de colaborare, nu este un duel. Duelul de ironie între mine și Daniel Cristenache a fost un joc pentru amuzamentul sălii. Și, în general, mă bucur că există această librărie, că există un om ca Alexandru Coman, tânăr, care a putut să inventeze așa ceva. Este o jucărie magică cu care o să mă joc de acum înainte de multe ori. Oamenii sunt aparent blazați, dar numai aparent. Pentru că televiziunea, indiferent de orientarea politică, a creat așa o atmosferă de isterie. Eram odată în camera mea de lucru și am auzit dintr-o cameră învecinată niște vociferări care mi-au dat impresia că soția mea a fost atacată de bandiți și că se ceartă între ei să-și împartă prada. Când acolo era un talk show la care toți participanții urlau. De altfel și eu când sunt invitat la talk show-uri, dar de acum înainte n-am să mă mai duc, nici nu reușesc să vorbesc. Dacă ești politicos, vorbesc tot și nu te lasă să vorbești. Unii gesticulează atât de tare că trebuie să-mi feresc paharul să nu mi-l cu apă, să nu mi-l răstoarne. Am și scris o dată că cine va mai merge de azi înainte la un talk show e un puncte puncte și m-am adăugat un erou. E o lume sureșitată care nu mai crede în dialog, ci în monologul strigat. Dar în sufletul nostru există nostalgia acestei comunicări calme și firești. În fond, noi, oamenii, dincolo de locul pe care îl ocupăm în societate, de convingerile noastre politice, ar trebui să fim solidari pentru faptul că avem o soartă comună, suntem ființe muritoare, avem dușmani mult mai primejdioși decât noi înșine. Ne frică de suferință, de moarte, de întuneric, de atâtea și atâtea primejdi, de cutremure, de incendii și noi suntem ființe fragile. Ce frumos ar fi să fim uniți ca să ne apărăm împotriva acestor adversități comune. Este inexplicabil că trăim așa cum trăim. Dacă ne vizităm țara și constatăm cât de frumoasă e, nu înțelegem cum se poate trăi atât de urât într-o țară atât de frumoasă. Avem și oameni de bună calitate. Deci nu sunt de acord cu intelectuale care dau vina pe populație.
Oamenii luați separat sunt de foarte multă calitate. Nu toți, dar mulți, mulți, mulți și bine intenționați și generoși. Poate nu sunt toți în București, dar sunt în Ardeal, în Bucovina, de unde provin eu, din Suceava. Și cu puțină grijă de a ne organiza viața, am putea trăi foarte frumos în țara asta. Am putea avea mereu asemenea seri cum a fost aceasta de la Librăria Bizantină. Ne puteți recomanda 3 cărți de citit pe timpul verii? Le recomand, dacă au laptopul aici, să citească textele de pe site-ul Literatura de Azi, care este foarte bun. Deci este cea mai bună revistă literară din România în momentul de față și are, de altfel, cel mai mare număr de cititori, 60.000. Apoi recomand o carte de Cornel George Popa cu titlul Salonul de masaj, apărut de curând la editura OL. E un autor prea puțin cunoscut, dar scrie foarte bine și are curaj artistic. Le-aș mai recomanda propriile mele cărți, dar trebuie să fac paradă de modestie și mă abțin. Apoi, dintre aparițiile cele mai recente, cărțile mai deocheate ale Claudiei Golea, astea chiar sunt cărți de vacanță, care te fac să te duci fierbinte la mare și să te răcorești aruncându-te în valuri. S-a simțit bucuria publicului prezent de a vedea un dialog în direct și la oră de vârf, cum se spunea pe vremuri, cu unul dintre cei mai importanți critici și istorici literari ai noștri, Aleș Ștefănescu, și s-a simțit și bucuria lui Aleș Ștefănescu ca în acest mediu atât de receptiv la ideile și la emoțiile sale să și le exprime în modul său de captatio, de seducere a cititorului și, în ultimă instanță, de complicitate intelectuală cu un consumator veritabil de cultură. Altfel spus, autorul invitat în această seară și publicul l-au împărtășit un același cod cultural. Toate aluziile au fost înțelese. Toate glumele, toate malițiile la adresa unor scritori și critici de la români au fost înțelese în fondul lor de afecțiune, de colegialitate și de iubire pentru toți practicanții de literatură. Până la urmă, această lume a scritorilor români este o sectă cu inițiați, iar cititorii au fost invitați să-i se alăture, să recunoască aceste turniruri și aceste reguli de cavalerism scriitoricesc și critic. S-a observat cât de prezent a fost în această seară în discuții Nicolae Manolescu, așa cum în seara cu Emil Brumaru, la prima ediție a programului Literatura de Azi la Librăria Bizantină, prezent a fost la modul copleșitor Nichita Stănescu. Acum problema noastră, organizatorilor, este cum ducem mai departe această suită, adică să ținem ștacheta atât de sus. Vom vedea pe timpul vacanței de vară cum vom rezolva această ecuație, pentru că avem obligația morală și profesională de a oferi publicului cititor aceste repere de elită profesională. Deci în septembrie va trebui să avem un alt invitat la înălțimea celor din mai și iunie, deci la înălțimea lui Emil Brumaru și Aleș Ștefănescu.